Vreau să te laud, să-ți mulțumesc că ești în viața mea. Cu putere m-ai luat din întuneric și mi-ai arătat înțelepciunea ta. Vreau să-ți cânt, vreau să te laud, să-ți mulțumesc că ești în viața mea. Cu putere m-ai luat din întuneric și mi-ai arătat înțelepciunea ta. Astăzi vin la tine, Domnul meu, sufletul meu plin veșnicie. Sunt atât de fericit, Domnul meu iubit, de minunea ce-ai făcut-o în viața mea. Vreau să-ți cânt, vreau să te laud, să-ți mulțumesc că ești în viața mea. Înțelepciunea ta. Vreau să-ți cânt, vreau să te laud, să-ți mulțumesc că ești în viața mea. Cu putere m-ai luat din întuneric și mi-ai arătat înțelepciunea ta. Slăvit să fie Domnul! Cu putere m-ai luat din întuneric. Frumoasa cântare care a cântat tinerii. E adevărat că Domnul ne-a salvat cu dragostea Lui și puterea Duhului Sfânt, ne-a smuls din groapa pierii și din fundul mocirilei, s-a plecat spre noi și de acolo ne-a ridicat cu putere, cu brațul Lui puternic. Și noi îți mulțumim pentru că ne-a așezat picioarele pe stâncă, care este Hristos Domnul, și ne-a pus în gură o cântare nouă și ne-a făcut o laudă pentru Dumnezeu. Asta este un mare har din partea Domnului, pentru că putem în această seară să-L lăudăm pe Domnul cu toată inima. Tot ce are suflet să laude pe Domnul, ne spune Scriptura. Îi mulțumim pentru că suntem în casa Domnului și nu suntem în altă parte, pe un pat de suferință sau în alte circunstanțe ale vieții, necazuri, suferințe, suntem aici. De aceea îi dăm toată slava Domnului. Noi tot ce facem aici nu facem altceva decât slăvim numele Domnului nostru Iisus Hristos. Cântările noastre, rugăciunea noastră, îndemnile, poezia, cântarea, cuvântul este pe slava lui Dumnezeu și pentru învățătura noastră. Așadar, cu toții ne închinăm înaintea Domnului și cerem ca prezența Domnului să fie peste întreaga biserică, peste toți cei care sunt prezenți aici și peste cei care încă n-au susit, dar vor veni. Vrem ca Duhul Sfânt să fie peste noi toți și să ne călăuzească cu harul Său. Cu toată biserica intrăm în rugăciune și când vom înceta, fratele Petrică Rusu va continua să mijlocească înaintea Domnului în rugăciune. Doamne, mulțumim că Tu ești Cel care ne dai binecuvântare. Mulțumesc pentru că Tu ești puternicul lui Iacob.
numele Tău. Îți mulțumim de mâna Ta întinsă, Doamne, asupra copiilor noștri în perioada examenelor. Te binecuvântăm și Te glorificăm. Îți mulțumim că Te vedem la lucru, Doamne. Cu adevărat, veghezi asupra cuvântului Tău să-L împlinești. Copiii noștri ai făcut cap și nu coadă, Doamne, după făgăduința cuvântului Tău, numele Tău să fie binecuvântat. Binecuvintează, dar Te rugăm, Doamne, strângerea noastră luată în seara zilei de astăzi. Fă să fie ungerea Duhului Sfânt peste toți slujitorii Tăi, atât în vestirea Evangheliei, peste cei ce cântă, peste cei ce vor recita poezii și într-un mod deosebit, Doamne, îmbracă cu putere și cu autoritate din Duhul Tău cel Sfânt vasele Tale de lucru. Îmbracă-i cu putere, Doamne, încă o dată Te rugăm și îți mulțumim că-și ne asculți. Îndură-Te, Doamne, de cei ce trec în suferință și prin încercări în vremea aceasta, Doamne, care poate și-o pierdut orice urmă de nădejde, orice speranță, îmbărbătează, încurajează și întinde-ți mâna Ta la lucru, Doamne. Amin, Doamne. Și în seara zilei de astăzi, fă să sântă unul fiecare din locul acesta, cercetarea Duhului Sfânt, mângâierea, să capete răspuns la întrebările care le-au, Doamne, pentru că ești Domn și Stăpân. Și totul descoperit înaintea ochilor Tăi, îți mulțumim. Rămâi la cârma întregii lucrări și numele Tău să fie binecuvântat în veci de veci. Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Slăvit. Amin. Să cântăm cu toții dintr-o cântare. Pagina 991, Evanghelia după Luca, capitolul 4. Vom continua din același capitol care s-a predicat și săptămâna trecută, dar alte versete,
al pasaj. 991, pagina în Biblie. Versetul 31 la 43, inclusiv. S-a pogorât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Ei erau uimiți de învățătura lui, pentru că vorbea cu putere. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat și care a strigat cu glas tare: Ah, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și a zis: Taci și ieși afară din omul acesta. Și dracul, după ce l-a trântit jos în mijlocul adunării, a ieșit afară din el, fără să-i facă vreun rău. Toți au fost prinși de spaimă și ziceau unii către alții: Ce înseamnă lucrul acesta? El pronuncește cu stăpânire și cu putere duhuri necurate și ele ies afară. Și i s-a dus vestea în toate împrejurimile. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Socra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-au rugat pentru ea. El s-a plecat spre ea, a cetat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. La sfințitul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi, atinși de diferite boli, îi aduceau la el. El își punea mâinile peste fiecare de ei și îi vindeca. Din mulți ieșeau și dragi, care strigau și ziceau: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dar el îi mustra și nu-i lăsa să vorbească, pentru că știau că El este Hristosul. Când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-L caute în toate părțile și au ajuns până la El. Voiau să-L oprească și să nu plece de la ei. Dar El le-a zis: Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Amin. Aici este un pasaj din Scriptură de felul cum Domnul lucra și vindeca în vremea când era pe pământ. Astăzi Domnul nu mai este pe pământ fizic, dar prin credință este în mijlocul nostru. Spune Biblia că despre Hristos că Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu voi, cu cel care are Duhul zdrobit și inima mâhnită, pentru că vreau să înviorez duhurile zdrobite și mâhnite. În această seară, prin credință, Domnul este în mijlocul nostru. Noi credem că ne spune că ori de câte ori mă chemați, Eu sunt prezent în mijlocul vostru. Și când se adună doi sau trei în jurul cuvântului Meu, Eu sunt prezent acolo. Pentru că așa cum spunea un frate cu câteva săptămâni, nu pentru că noi suntem prezenți aici, pentru că Domnul este prezent, pentru că a făgădit El. Eu sunt prezent în mijlocul vostru și Dumnezeu ține promisiunea pe care a rostit-o. Sunt prezent în mijlocul vostru. Dumnezeu să fie lăudat și glorificăm prezența Lui în mijlocul nostru. De aceea vrem să ne rugăm în continuare, cerem ca prezența Domnului să fie peste toți cei care ascultă Evanghelia. Dumnezeu să le dea o inimă înțeleaptă și urechi de auzit ca să poată să înțeleagă mesajul Evangheliei. Ne rugăm pentru frații care vor să Evanghelia, fratele Daniel și fratele Caleb, Dumnezeu să le dea călăuzire. Ne rugăm pentru prietenii Evangheliei, ne rugăm pentru frați și pentru surori și pentru cei care conduc cântările, ne rugăm pentru corul bisericii, pentru afară, chiar dacă nu va cânta în această seară, dar sunt în biserică, ne rugăm pentru grupuri de copii care sunt jos, care sunt la repetiții, Domnul să fie cu ei și pentru educatoare să le dea biruință și călăuzire. Cu toată biserica ne rugăm înaintea Domnului, cerem ca harul să fie peste noi toți, când biserica va înceta, rog pe fratele Sandu Chiș să vină de la balcon și să înalțe spre Domnul încă o rugăciune și să ceară ca din nou Domnul să lucreze în mijlocul bisericii. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru harul binecuvântat.
Doamne, ești prezent în mijlocul nostru. Îți mulțumim că ești în cercetare, Doamne. Îți mulțumim că prin textul acesta citit în auzul urechilor noastre, Doamne, Tu ești acela care ne vorbești și ne arăți, Doamne, căci Tu ești acela care ne cercetezi, ne întărești în vremurile acestea. Ne arăți, Doamne, căci noi, Doamne, dacă ne încredem în Tine, avem biruință, Doamne. Tu ne arăți, Doamne, căci nu mai suntem străini, nu mai suntem, Doamne, suntem copii ai Tăi. De aceea, Doamne, Te rugăm ca să lași cercetarea Duhului Sfânt, să lași Tu îndurare peste aceia care vor vesti Evanghelia, peste frații, Doamne, care vor îndemna, Doamne, să lași Duhul Tău cel Sfânt. Te rugăm și pentru cei care conduc cântările, Doamne, să lași Tu ca Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să ungă cântarea și cântarea să fie spre lauda Ta. De aceea Te slăvim și Te lăudăm. Numele Tău să fie binecuvântat, Doamne, Dumnezeule, pentru toate. Și îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Așa cum spuneam mai la început, binecuvântăm prezența Domnului în mijlocul bisericii, binecuvântăm prezența dumneavoastră în număr frumos la casa Domnului, vă felicităm pe toți care ați ales ca să veniți în această seară aici, la Betania, să fim în părtășie cu Domnul, cu frații, cu surorile, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Acum să continuăm cu slujirea înaintea Domnului, să cântăm cu toții din o cântare spre slava Domnului, tinerii care conduc așa de frumos cântările, se bucură să ne, când se uite spre noi, să vadă că și noi cântăm cu ei. E bucurie și eu când cânt și mă uit așa în sală, când văd că cântați cu mine, foarte mult mă bucur și parcă pot cânta mai bine. Deci așa se sunt tinerii, când se uite spre noi și cântăm cu ei, cântă mai bine, mai puternic. Adică îi încurajăm și cântăm spre slava Domnului, nu spre slava oamenilor. Dumnezeu să-i binecuvânteze. După ce vom cânta cu toți într-o cântare, fratele Andrei, sora Ana, Cristina Dunca, doresc să laude pe Domnul cu o cântare. Domnul să îi binecuvânteze. Apoi fratele Florin are o cântare slava Domnului, Domnul să îl binecuvânteze. Apoi corul va lauda pe Domnul cu o cântare, sper că să cântați o cântare, sunteți suficient pentru a cânta o cântare, Domnul să îi binecuvânteze. După toate aceste puncte, fratele Daniel Ciortea va continua să slujească din cuvântul Domnului, Domnul să îl binecuvânteze. Amin. Oh,
pădaș fiind adânc de măr, bucuros te voi sări, iată salvarii cu tăi. Osana, Osana, Fiul lui ce-a fost în viață. Și îți mulțumesc.
Presença, vrem cu tine să serbăm o Duh divin în permanență. O vino astăzi te rugăm, fă-ți simțită ta prezență, vrem cu tine să serbăm o Duh divin în permanență. Vino iarăși între noi, Iisuse Domn preasfânt. Mai lasă ploaia de apoi să ude al nostru pământ. O vino astăzi te rugăm, fă simțită ta prezență, vrem cu tine să serbăm o Duh divin în permanență. O vino astăzi te rugăm, fă simțită ta prezență, vrem cu tine să serbăm o Duh divin în permanență. Vrem cu tine să serbăm o Duh divin în permanență.
Slăviți să fie numele Domnului! Binecuvântăm numele Domnului și în seara aceasta, căci prin Harul Lui suntem în locul acesta, aici unde se cheamă numele Domnului. Așa cum se cânta cântarea la cor, victoria o avem doar prin Isus și moartea o biruim doar prin El. Slăviți să fie numele Domnului! Pentru că dacă avem victorie în viața aceasta, este prin Domnul Iisus Hristos. Poate nu-i sigur, nu-i nici prin puterile noastre, nici prin cucernicia noastră, ci este prin Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Pentru că El este, a fost și rămâne veșnic, slăvit să fie numele Lui. Și în seara aceasta s-a citit textul acesta așa de frumos despre felurite vindecări. Și în al doilea verset, în versetul 32, spune așa de frumos: ei erau uimiți de învățătura Lui, pentru că vorbea cu putere, slăvit să fie numele Domnului. Domnul să ne dea și nouă putere, căci avem nevoie să vorbim și noi cu putere, să vorbim de la Dumnezeu, că mai spun eu de multe ori, de la înțelepciunea noastră e bună și asta, dar când vorbim de la Dumnezeu, Dumnezeu lucrează. Și niciun cuvânt ieșit de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Dacă e doar de la noi oameni, atunci cu siguranță poate nu are efect. Dumnezeu să se îndure de noi. Dumnezeu poruncește, Domnul Iisus Hristos poruncește și dură necurate. Ceartă dacă este vorba, mustră, se apleacă așa cum a făcut spre soacra lui Petru. Vreau ca și în seara aceasta Dumnezeu să lucreze la fel, indiferent că este marți seara sau duminică seara, Dumnezeu este același de fiecare dată când ne adunăm la adunare. Dumnezeu poate lucra și astăzi și dacă vă aduceți aminte, acum cred că se împlinesc 30 de ani când tot într-o duminică seara pe Albinii a fost vindecat fratele acela Petric din Moldova. De mai multe boli aș putea spune eu. Și Dumnezeu a făcut o minune că au rămas cârgile de mărturie acolo în biserică. Dumnezeu lucrează atunci când este chemat, slăvit să fie numele Domnului. Dar mă gândeam că copiii noștri fac ce văd la părinți, nu e așa? Și mai cu seamă băieții fac ce văd la tatăl lor. Vrem și noi să facem ce am văzut la Tatăl nostru, la Domnul Iisus Hristos? Minunile pe care le-a făcut El, lucrările care le-a făcut El, să le facem și noi și slăviți să fie numele Domnului. Dumnezeu să dea putere, Dumnezeu să dea biruință, să-și însoțească slujitorii Lui cu putere, cu harul Său, cu vindecări, cu semne și cu minuni. Și în sensul acesta vrem să facem o rugăciune în seara aceasta. Dumnezeu să-și ridice lucrătorii Săi, Dumnezeu să-și pună mâna peste ei, pentru că spunea Domnul Iisus Hristos: rugați-vă ca Domnul să scoată lucrători la secerișul Său, că mare este secerișul și puțin sunt lucrătorii. Dumnezeu să scoată lucrători. Atunci când Dumnezeu scoate lucrători, aceștia lucrează așa cum vrea Dumnezeu. Și Doamne, ajută-ne la aceasta, să fim lucrători împreună cu El, fiecare din noi. Câteva spicuiri aș putea spune din vindecările acestea, ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Versetul 35, Iisus l-a certat și a zis: taci, și a ieșit afară din omul acesta. Ce frumos este Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, să poruncească, să zică taci. El spune: du-l-o necurate, poruncește, du-l-o necurate. Poruncește mării, poruncește vânturilor, poruncește valurilor, slăviți să fie numele Domnului. El are putere, El are autoritate. Apoi mai departe spune, versetul 36, toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții: ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere dură necurate și ele ies afară. Vrem și noi să facem așa, așa cum spuneam, ca și copiii Domnului, ca și niște copii care vedem ce lucrează Tatăl nostru, să facem și noi. Și Dumnezeu să ne însoțească cu această putere, pentru că în Marcu, dumneavoastră știți foarte bine, că acolo Domnul Iisus Hristos spune: iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede în numele Domnului, în numele meu. Domnul să ne dea credință.
Domnul să lucreze prin noi, că este nevoie. Așa cum spuneam, indiferent că este marți seara sau că este duminică seara, Dumnezeu are aceeași putere, Domnul să se îndure și să lucreze în mijlocul nostru. Apoi mai departe, versetul 39, El s-a plecat spre ea, a certat frigurile și a lăsat-o frigurile. Ce bine este și ce frumos când Domnul Iisus Hristos se pleacă spre noi, nu-i așa? Se rezolvă problemele. Se vindecă frigurile, bolile, dar ce bine este că și noi să ne plecăm spre cei în suferință, spre cei bolnavi, spre cei necăjiți, că este felul acesta de rugăciune și poate și noi nu suntem atenți și toți. Doamne, du-te pe la spitale, du-te la cei bolnavi, du-te la cei în suferință. Domnul se duce, dar trebuie să ne ducem și noi, să ne facem partea, să ne rugăm pentru ei, să ne plecăm spre ei, nu-i așa? Domnul să aibă milă de noi. Să nu-L trimitem noi pe Dumnezeu, să ne ducem noi cu Dumnezeu acolo la spital, la cei bolnavi acasă, acolo unde sunt, că Dumnezeu știe El să meargă și nu trebuie să-I dăm noi directive și lecții ce să facă. Noi trebuie să mergem noi așa cum am spus și Doamne, îndură-Te de noi, luminează-ne mintea să facem așa, Doamne ajută-ne. Versetul 40. El își punea mâinile peste fiecare din ei și îi vindeca. Facem și noi lucrul acesta, Doamne, lucrează în mijlocul nostru. De mulți ieșeau și dragi care strigau și ziceau, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, dar El îi mustra și nu-i lăsa să vorbească, pentru că știau că El este Hristosul. Nu-i lăsa, Domnul. Doamne, nu-i lăsa nici astăzi. Doamne, îndură-Te și lucrează Tu. Doamne, ai milă de noi. Vom face o rugăciune în seara aceasta, așa cum am amintit, pentru slujitor, ca Domnul să lucreze prin noi, Domnul să-și pună mâna peste noi, să nu fie doar vorbe, să fie o realitate în mijlocul bisericii, că Dumnezeu vrea să lucreze, dar vrea să aibă cu cine, să fim la dispoziția Lui. Cântăm cântarea, suntem aici la dispoziția Ta, cântăm, este frumos, dar nu știu cu realitatea suntem aici sau visăm, suntem poate pe alte meleaguri, cu alte gânduri. Domnul să se îndure de noi, Domnul să aibă milă de noi, Doamne, suntem aici la dispoziția Ta. Dacă suntem aici la dispoziția Ta, o biserică întreagă de sute de oameni, eu cred că Dumnezeu lucrează cu putere. Doamne, îndură-Te de noi, dar poate nu suntem în unitate, suntem despărțiți, unii cu o frământare, alții cu un gând și cu altceva, au fiecare treaba lui. O, Doamne, lucrează în mijlocul nostru și fă unitate, că Domnul Iisus Hristos a spus că acolo unde doi sau trei se vor aduna sau se vor uni în numele Meu, eu voi fi acolo. Ce vor cere, le voi... Da, Doamne, îndură-Te de noi și lucrează în seara aceasta. Vrem să ne rugăm pentru slujitori. Doamne, pune-ți mâna peste noi. Scoate-ți tu lucrători la secerișul Tău. Și atunci când Dumnezeu scoate lucrători, eu cu siguranță, eu cred că Dumnezeu lucrează prin ei. Doamne, ajută-ne la aceasta. Hai să ne ridicăm chiar acum și să facem această rugăciune. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne asculte. Amin.
Rugăm să reocupați lucrurile. Mulțumim fratelui Daniel pentru îndemnul scurt care l-a avut. Domnul să-l binecuvinteze. Un demn de îmbărbătare și provocare să ne rugăm pentru slujitorii Domnului. Domnul să ne dea putere să ne rugăm nu numai acum, ci ori de câte ori venim la casa Domnului și chiar acasă ne rugăm pentru robii Domnului, pentru slujitorii Domnului. Eu mă bucur când spune câte o soră, frate, m-a rugat pentru tine. Mă bucur pentru că are în vedere, ne are în vedere ca Dumnezeu să ne dea putere și să roagă frații și surorile pentru noi. Dumnezeu să vă răspătească și să primească rugăciunea. Dacă vreți să continuăm cu slujba înaintea Domnului, cu toții să lăudăm pe Domnul cu o cântare, frate tineri, draga biserică, sora Lenuța Ciortea este rugată la Domnul pro poezie, dimineață n-am avut timp suficient, dar acum o rog ca Domnul să îi dea putere să slujească cu o poezie înaintea Domnului. Grupa a patra va lăuda pe Domnul cu o cântare, clasele duminicale, Mihaela, o cântare spre slava Domnului, Mihaela Creța, corul bisericii și fratele Caleb va lauda, va sluji din cuvântul Domnului și aceasta este o laudă spre slava lui Dumnezeu și chiar când predicăm Evanghelia, predicăm înaintea Domnului. Dumnezeu să-L binecuvinteze. Să continuăm să ne închinăm înaintea Domnului cu darele noastre de bunăvoie. Dimineața am avut o colectă foarte frumoasă, am făcut-o pentru școala Prodeo, aproximativ 20 de milioane. Vă mulțumim pentru colecta de dimineață. V-a spus, chiar dacă n-ați fost pregătiți, uite că Domnul v-a binecuvântat și cu puținul vostru s-a adunat 20 de milioane, aproximativ, care le vom da la școala Prodeo ca să se poată pune geamurile acolo și tot ceea ce s-a stricat în urma unei explozii, să zicem, a unei gherete care a fost peste drum, adică în apropiere. Domnul să vă răspătească dimineața colecta și în această seară tot ce pune, spune tot înaintea Domnului Dumnezeu să vă răspătească. Să cântă cu toți.
slăvit să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Se aude în miez de noapte o voce, un glas divin venit din cer, vestea poporului iubirea și glasul sfânt suna astfel. Poporul meu, ascultă vestea, ascultă astăzi glasul meu, ascultă și înțelege bine că eu sunt Dumnezeul tău. Eu te-am născut și ți-am dat viață, eu te-am crescut și te-am purtat. În chinuri grele pe o cruce, viața pentru voi mi-am dat. Eu te-am răscumpărat prin sânge și negrul tău păcat l-am șters și am uitat pe totdeauna trecutul rău în care ai mers. Și după ce mi-am dat viața ca să o răscumpăr pe-a ta, eu ți-am adus pe veci iertarea și numele ți-am scris în cartea mea. Pe brațe adesea te-am purtat și rănile ți le-am legat. Cu Duhul Sfânt te-am îmbrăcat și pace sfântă tot eu ți-am dat. Și acum te întreb, nu am eu dreptul să-ți cer mereu să mă iubești? Nu este drept să-ți cer într-una doar voia mea să o împlinești? Uită-te cum anii zboară și viața ta se va sfârși. Poporul meu, înțelege astăzi că ani ca aceștia n-or mai fi. Trec zilele și anii și tot mai rău te lasă. De-a iadului o sândă, creștinule, nu-ți pasă. Tu cauți fericirea acolo unde nu-i, nădejdea toată în oameni nesocotiți-o ui. Eu an de an aștept într-una, aștept să văd că-mi dai ce-ți cer, aștept să văd că uiți pământul și că te pregătești de cer. Aștept să văd cum clocotește în pieptul tău iubirea mea. Aștept să văd că urăști răul și că faci bine în viața ta. Întoarce-te la dragostea dintâi, fecioară înțeleaptă să rămâi, căci în curând, pe norul glorios, va apărea mirele tău, Iisus Hristos. Poporul meu, ascultă bine, când pe nor de slavă voi revine, pe toți cei sfinți îi voi lua cu mine și în slavă, sus în cer, cu Dumnezeu, de-a pururi se vor bucura mereu. Poporul meu, de unde știi că încă un an în viață tu vei apuca? De unde știi ce va fi mâine? Deci azi ascultă-mi vocea mea, trezește-te, prietenul meu, căci te cheamă Dumnezeu. Nu fi surd la glasul său, scoală-te din somnul greu. Amin. Roada Duhului Sfânt dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, gândețea, ofrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
Slăvit să fie Domnul! Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră și pentru că am primit o anumită scrisoare de la niște frați de unde am fost, din 31 ianuarie până azi dimineață, împreună cu soția mea iubită Alexandra, am fost plecați în Paris. Am fost găzduiți într-un mod special de Daniel Rusu, care vă salută și vă binecuvintează, este tânăr din biserica noastră, Domnul să-l binecuvinteze. De asemenea, a fost la cel puțin trei biserici pentecostale, Biserica Apele Vii, Biserica Bethesda și, într-un mod special, Biserica Philadelphia. De acolo, frații păstor Grigore Creța și Dorel Creța, vă transmit salutări sfinte. Am avut un timp special acolo. Sâmbătă seara am fost la o seară de stăruință, de botez cu Duhul Sfânt și acolo, în Paris, Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt. Apoi a fost la cină dimineața, de fapt seara au ieșit cina și am avut un timp special împreună cu Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun ceva. E vremea în care Dumnezeu își pregătește mireasa. Botează cu Duhul Sfânt în Paris, botează cu Duhul Sfânt în Cluj, botează cu Duhul Sfânt pe tot globul pământesc și oriunde există cel puțin doi oameni care îl caută sincer pe Dumnezeu, Dumnezeu este acolo. Lăudați să fie numele Domnului. M-a bucurat să mă duc prin metrouri și prin alte locuri, prin Paris, și să aud vorbindu-se în limba română. Dar mai mult m-am bucurat când am văzut că sunt români pocăiți. Sunt români pocăiți. Dumnezeu lucrează. De aceea rugați-vă pentru cei care sunt în diaspora. Nu-i judecați, rugați-vă pentru ei. Sunt și ei oameni ca noi, ca oricare dintre noi, pe care Dumnezeu pentru o vreme i-a pus în anumite puncte, departe de țara română. Dar ei nu-L uită pe Dumnezeu. Am văzut o biserică de mii de oameni care erau în flăcări, care se rugau nu 5 minute, ci 10 de minute, pentru că îl doreau pe Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului. Îmi doresc ca valul trezirii să vină și peste România, să vină peste lumea întreagă și Dumnezeu să ne aprindă pentru gloria sa. Pentru că, dragii mei, mai e puțin și apare mirele nostru drag Iisus Hristos. Fie ca la venirea Lui să fim gata. Amin. Doamne, lucrează. Observați că Evanghelistul Luca prezintă în mod special umanitatea Domnului Iisus Hristos. Îl prezintă ca și pe un călător, îl descrie ca și cel care a mers la Iordan, la râul Iordan, și acolo a fost scufundat în apă. Nu Dumnezeu a fost botezat, ci omul Iisus Hristos a avut nevoie de botez ca să ne dea un model fiecare dintre noi. Apoi observați-l cum merge, ne spune Biblia, și este dus în pustie, într-un loc în care nu aveai ce să mănânci. 40 de zile și 40 de nopți, nu mănâncă nimic, ne spune Biblia. Era un călător, este intervievat de Satan și are tot felul de oferte în fața lui, dar nici în fața uneia dintre ele nu cade, pentru că el este cel care este ispitit ca și noi, ca om, dar fără de păcat. Lăudat fie numele lui! Merge mai departe, ne spune Biblia, versetul 14, și s-a întors în Galileea și acolo, prin tot ținutul din prejur s-a auzit, e prezent Galileanul, e prezent Nazareneanul, e prezent omul Iisus Hristos. Nu știau că este Dumnezeu. Apoi intră în Nazaret, așa cum s-a spus deja, și acolo Nazaret intră în sinagogă, e respins, e dus pe sprișana templului și aproape să fie aruncat în gol, cum de foarte multe ori unii slujitori al lui Dumnezeu sunt aproape pe buza prăpastiei, să fie aruncați de alții. Dar, dragii mei, Dumnezeu care l-a salvat pe omul și Domnul Iisus Hristos este viu, amin? El ne salvează și pe noi, lăudat numele fie numele Domnului. El ne salvează, chiar dacă ai ajuns pe buza prăpastiei, chiar dacă ești pe sprânceana muntelui, stai liniștit. Dacă Dumnezeu este cu tine, face loc prin mulțime care este înghesuită să te scoată la liman, pentru că Dumnezeu este puternic. Lăudat fie numele Domnului. Călătoria Iisus. Merge mai departe, ne spune Biblia, și s-a coborât, spune versetul 31, s-a coborât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Apoi ni se spune Biblia că mergea și vindeca. Noroadele au început să-L caute, spune versetul 42, prin toate părțile, erau disperați după Domnul Iisus Hristos, au ajuns până la El, voiau să-L oprească, să nu plece de la ei. Nu la fel vrem să facem și noi în seara aceasta? Da, așa vrem să facem. Vrem să-i spunem, Doamne, nu pleca de la noi. Fără de Tine predica n-are putere, fără de Tine cântarea este doar note și melodii, fără de Tine n-are sens să fim la sinagogă. Nu, vrem să rămâi cu noi, Doamne Iisus. Vrem să Te oprim lângă noi, pentru că avem nevoie de Tine și numai cu Tine putem să fim biruitori. Lăudat fie numele Domnului. Ne spune Biblia, dar El i-a zis, stați liniștiți, trebuie să mă duc mai departe. Trebuie să mă duc și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Și propovăduia în sinagogile Galilei. Observați-L pe călătorul Iisus Hristos. El călătorea.
Și de fiecare dată când intra într-un loc, avea ceva special. Pentru că el, dragii mei, ca și om, știți ce era? Era ca un poștaș. Era ca un poștaș. A venit din cer cu o scrisoare. A mers la toți oamenii pe care i-a întâlnit și le-a prezentat scrisoarea aceasta. Și mai bine zis, scrisori după scrisori. Scrisori specializate, direct pentru oameni. Și când oamenii primeau scrisoarea, se bucura, nu putea să rămână prea mult timp cu ei fizic, deși din punct de vedere spiritual rămânea cu ei. Apoi mergea mai departe. Era un călător, dar mai bine zis, un poștaș. Și mesajul pe care mi l-a dat Domnul în această seară se intitulează Poștașii lui Dumnezeu. Poștașii lui Dumnezeu. În Cluj, Dumnezeu are câțiva poștași. Nu știu ce fel de geantă poartă, nu știu care sunt scrisorile care sunt administrate lor, dar Dumnezeu, în fiecare cetate, de când a plecat Domnul Iisus Hristos, a lăsat niște poștași. Nu e așa că ești ca un poștaș? Ești trecător în lumea asta. Primești o scrisoare de la sursă, de la Dumnezeu, o ai pentru câteva secunde sau minute sau poate chiar ore între degete sau în geantă, trebuie să o dai la cineva și apoi să pleci. Pe tine nu trebuie să te intereseze cum interpretează destinatarii scrisorii lui Dumnezeu vorbele care sunt scrise acolo. Tu ești doar poștașul. Tu trebuie să o iei și să o dai. S-ar putea ca în scrisoarea aceea care trebuie să fie sigilată, pe care poate nici măcar tu nu o înțelegi decât ceilalți, să fie o felicitare și poate în interior să fie și ceva bani, nu știu. E scrisoarea lui Dumnezeu pentru unii dintre cei la care te trimite Dumnezeu. Poate că în scrisoarea aceea este cu recomandare și Dumnezeu te obligă și îți spune neapărat trebuie să semnezi. Sunt oameni care trimit scrisori cu recomandare, dar nu se semnează corect, sunt false până la urmă. Întotdeauna scrisorile pe care le trimite Dumnezeu sunt puse, știți cu ce? Cu parafă de sânge. E pus sângele lui Iisus Hristos. Nu există om care să fie cu mintea întreagă și să deschidă scrisoarea aceasta și să citească vorbele și rândurile care sunt acolo și să nu simtă o prezență divină, o prezență a lui Dumnezeu, pentru că prin vorbele acelea este prezent Dumnezeu. Poștașii lui Dumnezeu, în primul rând, poartă scrisorile lui Dumnezeu. Observați că în sinagogă, șocant, era un alt fel de poștaș. Ne spune Biblia în sinagogă, versetul 33, în sinagogă se afla un om. În fața lui Dumnezeu, toți sunt oameni. Nu zicea era profesor, era doctor în drept, nu zicea că avea atâtea școli, atâtea case, atâtea mașini. Nu, era un om. În fața lui Dumnezeu, toți sunt oameni. Pentru noi toți, Dumnezeu se uită la fel și la toți se uită la fel. Era un om care era poștaș. Avea și el o scrisoare. Ne spune Biblia, avea un duh de drac necurat care a strigat cu glas tare. Avea și el un mesaj. Avea și el o scrisoare pe care trebuia să o ducă. Era momentul în care trebuia să pună scrisoarea în plen. Trebuia să o citească cu voce tare. Și pentru că Satan nu poate vorbi încet atunci când vrea să fie în asalt, atunci când vrea să lovească, strigă după ceilalți. A strigat cu voce tare. S-a uitat la Iisus și a trimis o scrisoare poștașului Satan. Și ne spune Biblia, el, poștașul diavolului, a zis, ah! Observați? Este foarte, foarte interesant acest poștaș. El zice, ah! Parcă ar fi interesat de ce se întâmplă în sinagogă. E prea posibil să vină la închinare. E prea posibil să facă o slujbă. E prea posibil să fie implicat într-o închinare poștașului Satan. Este marcat de un duh necurat și totuși vine la sinagogă. Îl recunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Vorbește despre sfințenie și totuși nu este sfânt. Îl recunoaște și zice, tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Dar întrebarea care îl prezintă sau care îl reprezintă este aceasta. Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Nu vorbea el, el a deschis o scrisoare și a început să o citească strigând. Erau vorbele duhurilor necurate care erau în el. El vorbea din partea lui Satan. Și când s-a uitat la Iisus Hristos, n-a putut să zică altceva decât noi nu putem să fim aliații tăi. Noi n-avem nimic de a face cu tine. Întotdeauna poștașii lui Satan se împotrivesc Duhului Sfânt, lucrărilor sale
și Domnul Iisus Hristos. Dacă există în sală o persoană care de o vreme, de 3 săptămâni și jumătate, nu mai poate să doarmă noaptea, pentru că apare o persoană dubioasă în camera lui sau a ei, ascultă-mă, Satan a venit noaptea la tine cu scrisori. A încercat ziua și ți-a dat tot felul de seriale la care privești. Ți-a dat tot felul de filme pe care le vizionezi. Ți-a dat tot felul de reviste pe care le citești și chiar le savurezi. Spre rușinea ta se întâmplă asta. Și a văzut că n-a reușit când ești liber și când poți să vezi, să fie activ stimulii tăi. Și a venit noaptea. A venit noaptea în camera ta. De fapt, e Satan. A venit cu o scrisoare. Dar în această seară este prezent poștașul lui Dumnezeu. Este Domnul Iisus Hristos prezent aici. Și îngăduie să spun vorbele acestea, deși nu m-am pregătit să spun asta, pentru că vrea să te elibeleze în seara aceasta. Iisus Hristos poate să mai rostească încă, taci fără gură. Iisus Hristos poate să mai spună încă o dată, să dispară acel duh care ți apare în cameră atunci când stingi becul și nu mai poți să dormi noaptea din cauza asta. Iisus Hristos este prezent în seara aceasta, în locul acesta, tinere care a venit din întâmplare sau pentru că ai vrut să vezi o fată. Iisus Hristos este prezent în seara aceasta, în locul acesta. El vrea să facă din tine un poștaș al lui Dumnezeu. El vrea să spună în mâinile tale scrisorile cerului. Prea mult ai purtat scrisorile lui Satan. Prea mult ai mers cu vorbe din partea lui. Din această seară trebuie să porți doar scrisorile Domnului. Trebuie să porți doar vorbele lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta! Poștașii lui Dumnezeu poartă scrisorile lui Dumnezeu. Ce fel de scrisori? Scrisori care sfătuiesc. Se cânta în această seară. Și cântarea aceea și vorba aceea din cântare, că Iisus este sfătuitor, o cântau frații Dunca. M-a marcat. Am simțit că Duhul Sfânt este prezent în sală. Noi suntem chemați să fim sfătuitori. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Acolo, în sinagoga din Galileea, din Capernaum, acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. El învăța cu putere. Apoi, scrisoarea nu poate să fie doar o învățătură. Uneori, cum se spunea deja foarte bine, poate să fie o mustrare. Dar dacă ești poștașul lui Dumnezeu, să nu te intereseze cum cuantifică cei din jurul tău vorbele pe care le spui din partea lui Dumnezeu. Asigură-te că tot ce spui tu este de la Dumnezeu. Slujba ta s-a încheiat în momentul în care scrisoarea a ajuns în mâinile destinatarului. El poate să facă ce vrea cu ea, poate să o ia în fața ta și să o rupă în două, poate să o ia și să o calce în picioare, poate în fața ta să o scuipe și mai apoi să te scuipe pe tine. Nu e nicio problemă, tu ești poștașul lui Dumnezeu, tu mergi înainte. Dacă tu ai pus mâna, scrisoarea în mâna destinatarului, slujba ta s-a încheiat. De acolo încolo este problema destinatarului și a lui Dumnezeu. El mustra cu autoritate duhurile. Atunci când vin tot felul de duhuri asupra minții tale, dacă nu poți să rostești cu voce tare, taci și ieși afară din mintea mea, Duhului aceluia. Rostește în gândul tău și spune în numele lui Iisus Hristos, îți poruncesc, datorită sângelui lui Iisus Hristos, să mă lași. Pleacă, Duh care vii să-mi lovești mintea, Duh care lași frământare în inima mea, care mă lași în friguri ca pe soacra lui Petru. Și ascultă-mă, dacă tu ești copilul lui Dumnezeu, se va întâmpla asta. Pentru că tu ești poștașul lui Dumnezeu, tu nu ești oricine. Tu ești cu o mână prins de Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și cu mâna cealaltă între oameni și împarți scrisori. Tu prinzi scrisorile, le dai mai departe. Tu ești poștașul lui Dumnezeu care porți scrisorile Domnului. Vor fi scrisori care vor fi instante, vor fi dintr-o dată. Mi s-a întâmplat într-o zi la școală, la una dintre școlile la care predau, dintr-o dată în timp ce predam, a venit peste mine Duhul lui Dumnezeu și mi-a zis: Caleb, oprește lecția, trebuie să se încheie acum, sau mai bine zis să se oprească pentru un timp. Și Duhul Sfânt mi-a zis: spune-i elevei cu tare, nu-i spun numele, spune-i, de o vreme există un băiat care este brunet cu ochii negri, are înălțimea aceea cu 20 de centimetri, este mai înalt decât tine și de o vreme te tot caută, te urmărește. Dumnezeu îți spune acum, Dumnezeu îmi dădea o scrisoare. Nu sunt proroc, dragii mei, și nici măcar nu trebuie să fii proroc sau văzător, însă Dumnezeu poate să te folosească pentru un om care este aproape să cadă în prăpastie. Și tu taci din gură, pe tine nu te interesează, pentru că zici: de ce? Ca să mă interpreteze greșit, ca să îmi spun așa, ca să mă vorbească pe la spate. Stai liniștit, pe tine trebuie să te vorbească doar Dumnezeu de bine, și ceilalți care sunt al lui Dumnezeu vor fi oameni care vor veni în sinagogă și te vor vorbi de rău, chiar dacă ești poștașul lui Dumnezeu. Pentru că există oameni care se lasă pentru un timp, pentru o vreme, marcați de duhuri necurate și mai apoi sunt eliberați. I-am spus acelei fete: Dumnezeu îți dă ultimatum. În această zi
Este imperios necesar. Dacă n-ai curajul să-l suni pe băiatul acela, dacă n-ai curajul să-i trimiți un mesaj de despărțire pentru totdeauna, știți de ce? Pentru că băiatul acela era nepocăit. Apropo, băieților și fetelor care își permit relații cu persoane care sunt necreștine, care n-au o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, după ce am spus vorbele acelea, fetița a rămas șocată. Fata aceea a dat în lacrimi. S-au uitat colegile aia și a zis: de unde știe, domn profesor? După ce am mai spus mai multe, mi-a zis: mă urmăriți, domn profesor? A zis: nu. Deși stai în apropierea casei mele, niciodată nu te-am văzut. Niciodată. Însă Dumnezeu mi-a dat o scrisoare. I-am mai spus: nu te-ai botezat la botezul anterior pentru că ai avut vorbe și dialoguri cu Satan. Ai vorbit cu cel rău și din cauza asta nu te-ai botezat. Și ea mi-a zis: da, așa este, domn profesor. Din ziua aceea sau în zilele următoare s-a despărțit de băiatul acela și s-a botezat. Știți de ce? Pentru că pentru un timp Dumnezeu mi-a dat o scrisoare. Pentru că în momentul acela, deși eram în afara normelor educaționale, spiritul educativ mă condamna probabil că fac propagandă, dar n-a fost nicio problemă, pentru că Dumnezeu mi-a dat o scrisoare pe care trebuia să o pun în mâna acelei fete. Și mai departe ea făcea ce vroia. I-am spus: de acum încolo faci ce vrei, nu mă interesează. Nici măcar nu-l știu, nu știu cum îl cheamă, nu știu cine ești și nici măcar nu vreau să știu lucrul acest. Însă ți-am spus și ești responsabilă de ceea ce ți-am spus. Nu e așa că ți-am spus de Dumnezeu de multe ori să transmiți scrisori. Ai văzut că ceva se întâmplă în dezordine la cel de lângă tine și ai tăcut din gură și Dumnezeu ți-a zis: trebuia să vorbești, trebuia să transmiți scrisoarea aceea, trebuia să o spui la momentul potrivit, pentru că atunci era prezent Duhul lui Dumnezeu acolo ca să-i elibereze. Nu trebuie să fim profeți, nu trebuie să avem viziuni, nu trebuie să fim păstori și predicatori, trebuie să fim doar oameni care să ascultăm vocea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a putut odată să vorbească printr-o măgăriță, oare Dumnezeu nu poate vorbi prin tine, care ai vorbele clare, care ai ochi și vezi, care ai urechi și auzi? Dumnezeu poate să vorbească și vrea să vorbească prin tine. Tu trebuie să fii poștașul lui Dumnezeu. Poartă scrisorile Domnului. Uneori scrisoarea aceasta va fi marcată de mustrare, alteori de ceartă, dar n-ai voie să te cerți cu persoana, nu? Dacă începi să te cerți cu persoana în care se află un duc necurat, ai eșuat, mergi pe drumul lui Satan. Ai voie să cerți doar duhul acela. Uneori va trebui să-l cerți în gândul tău, uneori va trebui să-l cerți în camera ta când te rogi seara, alteori va trebui să-l cerți când nimeni nu știe, dar tu trebuie să faci asta neapărat, pentru că Dumnezeu ți-a dat o scrisoare și trebuie să o duci mai departe. Asta nu înseamnă să intrăm în luptele care nu sunt ale noastre, asta nu înseamnă să dăm bătălii care sunt interzise, asta nu înseamnă să mergem și să proclamăm sângele lui Iisus Hristos peste orice duc, pentru că s-ar putea să fim ca și exorciștii iudei, peste care să vină duhul acela și dacă n-avem autoritate să ne facă praf. Să ne rupă hainele de peste noi, de pe noi. Asta înseamnă să fii atent, să fii poștașul lui Dumnezeu și numai atunci când Dumnezeu îți spune să transmiți mai departe. Și numai atât cât îți spune Dumnezeu să vorbești. Nu pune nimic de la tine, tu ești poștașul lui Dumnezeu. S-a uitat Iisus Hristos înspre mulțimi și oamenii veneau și de foarte multe ori se uita la orb și spunea: în numele meu, ridică-te și vezi bine. Se uita la slăbănoc și spunea: în numele meu, ridică spatul și du-te acasă. Scrisori divine, e nevoie de oameni, e nevoie de poștași, e nevoie în Clujul acesta, acolo unde ești tu, pe strada aceea, acolo unde ești tu, în facultatea aceea, acolo unde ești tu, în locul acela de muncă, să fii un poștaș al lui Dumnezeu, să prinzi o scrisoare de la Dumnezeu, poate ți-o dă inopinant, dimineața sau seara, nu știu când ți-o dă, dar scrisoarea aceea să ajungă la destinație, să nu poți să dormi noaptea dacă nu se întâmplă asta. Dacă nu se întâmplă asta, pentru că tu porți scrisorile lui Dumnezeu. Poștașul nu doar poartă scrisorile Domnului, ci el practică, promovează și practică sfințirea. Diferența între poștașul lui Dumnezeu și poștașul lui Satan este faptul că poștașul lui Satan doar vorbește despre sfințenie. Vei auzi în vorbele lui: trebuie să mă pocăiesc, dar nu azi. Vei auzi în cuvintele lui: mă voi preda la următorul program pentru că voi mai avea ocazia. Asta e vorba lui Satan. Vei auzi că se apropie de slujitorul lui Dumnezeu și chiar de persoana Domnului Iisus Hristos. Și ca și Duhul necurat din pasajul acesta va striga: tu, te știu cine ești. Îl va recunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Va spune: atunci când am trecut pe verde și a venit mașina și s-a oprit la un milimetru de piciorul meu drept, n-a fost frâna și ABS-ul, nu. A fost mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu mă protejează. Va recunoaște asta.
dar nu va merge mai departe. Nu va fi dispus să lase păcatele lui. Nu va fi dispus să renunțe la gândurile lui rele. Nu va fi dispus să-și facă o revizie spirituală și să spună: din această zi mă predau Domnului Iisus Hristos. Nu doar cu o ridicare de mână, nu doar cu o lacrimă pe care o vărs ca să mă vadă ceilalți sau de alt gen, ci pentru că vreau neapărat să trăiesc sfințirea. Ascultați ce spune cuvântul Domnului: te știu cine ești, spunea Satan prin acel om, Sfântul lui Dumnezeu. Poștașul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, era Sfântul, era Sfânt, era Sfânt al lui Dumnezeu. Poștașul lui Satan doar îl recunoștea și nu trăia în parametrii biblici. Au venit alți oameni care erau marcați de duhuri necurate și ne spune Biblia, din mulți, versetul 41, ieșeau și draci care strigau, iarăși strigau și ziceau: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Vă dați seama ce spuneau ăștia? Într-un context în care marii preoți, cu toate Bibliile lor sub braț, cu toată legea cunoscută și cu versetele cunoscute pe de rost din Isaia, din Ieremia și din toate profețiile mesianice, aceștia nu-L cunoșteau și ziceau: nu El este Hristosul. Nu. În contextul acesta li s-a dat ocazia unor oameni care erau posetați de duhuri necurate să vorbească Satan prin ei și să spună: tu ești Hristosul lui Dumnezeu. Ce tragic ar fi să rostesc vorbele Domnului. Ce tragic ar fi să fii la închinare. Ce tragic ar fi să vorbesc altora și să-L recunoască și să-și dea seama că El este Hristosul, este trimisul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Și eu să nu ajung în cer. Să fiu în sinagogă. Să am parte, să fiu aproape de Domnul Iisus Hristos. Să am șansa aceasta să aud vorbele Lui cu putere. Și totuși să nu accept sfințirea. Poștașii lui Dumnezeu întotdeauna promovează și practică sfințirea. Știți cum să recunoașteți pe un om al lui Dumnezeu? Știți cum să recunoașteți pe un poștaș al lui Dumnezeu? În funcție de modul în care poate să reacționeze după ce a greșit. Dacă a greșit și nu mai poate să doarmă noaptea, asta înseamnă că el este poștașul lui Dumnezeu. Dacă a avut o carență în caracterul lui, în traiectoria lui, și îl vedeți trist, îl vedeți măcinat, îl vedeți gândit, îl vedeți pus pe gânduri și poate nu mai poate vorbi ca altă dată, devine supărat, asta înseamnă că Duhul lui Dumnezeu încă se mai află peste el și Duhul lui Dumnezeu îi spune șoptind la început și dacă accept apoi cu voce tare: tu n-ai făcut bine ce ai făcut. Dacă îl veți vedea că se pleacă pe genunchi și are timp special cu Dumnezeu în fiecare zi, în care face un bilanț al vieții și spune lui Dumnezeu: Doamne, iartă-mă pentru că la ora aceea am bârfit persoana aceea. Iartă-mă, Doamne, pentru că în momentul acela am trimis o scrisoare de amenințare pentru persoana aceea și simt că n-am făcut bine lucrul acesta. Dacă există astfel de momente, dau doar exemple, ele sunt multiple și diverse, dacă există, asta înseamnă că poștașul acela se uită în fiecare zi în oglindă, se uită în fiecare zi la scrisorile pe care le poartă și el își dă seama că nu are voie să poarte scrisorile Domnului, fiind murdar. Este imposibil să purtăm mesaje divine, să purtăm mesajele sfințeniei. Este imposibil, din punct de vedere spiritual, să purtăm armele Domnului, să purtăm poverile pe care ne lasă Dumnezeu să le purtăm și noi să avem asupra noastră păcate, nu greșeli, nu, ci trăiri în păcat. Să avem asupra noastră, nu momente în care cădem, pentru că Biblia spune: cel neprihănit de câte ori cade? De 7 ori cade și se ridică din nou. De ce? Pentru că îl doare căderea lui, pentru că o resimte până în străfundul inimii lui. Pe el îl interesează modul în care se relaționează la Domnul Iisus Hristos. Poștașii lui Dumnezeu, oamenii care poartă scrisorile lui Dumnezeu, practică sfințirea. Dacă vreau ceva pentru Biserica Betania, vreau ca fiecare tânăr să fie sfânt. Vreau ca fiecare adolescent să fie sfânt. Vreau ca fiecare persoană prezentă în locul acesta să fie sfânt, să fie sfântă.
Acum când îți vorbesc Duhul Sfânt, ți-aduce aminte de acel domeniu în care nu ești sfânt. Ți-aduce aminte de acel loc pe care îl frecventezi și știi foarte clar, ești absolut sigur că locul acela nu produce sfințire. În această seară Duhul Sfânt îți spune, îți trimit o scrisoare și îți spun clar, părăsește locul acela. Tu ai nevoie de sfințire, tu n-ai nevoie de relații murdare, tu n-ai nevoie să fii populist sau popular, orice ai pierde, tu trebuie să fii sfânt. Tu trebuie să ai momente speciale, cum predicam altă dată, în care să iei cartea aceasta și cartea aceasta să te cuprindă, să iei cartea aceasta și după cartea aceasta să străiești viața de fiecare zi. Am iubit un tânăr care a postat pe Facebook recent, eram în Paris și m-am uitat și am văzut că tânărul acesta recent botezat, știi ce a postat? S-a văzut diferență între postările lui anterioare înainte de botez, care cele mai multe erau șterse, și postările lui prezente. Știi ce posta? Versete din Biblie. L-am iubit mult. Am zis, da, cu adevărat s-a schimbat. Dacă doar se botează și se îmbracă la fel, dacă doar se botează și vorbește la fel, cu aceleași jargoane, cu aceleași vorbe aproape de prăpastia păcatului, dacă doar se scaldă, n-are niciun efect. Botezul trebuie să fie urmat de un proces al sfințirii. Botezul și convertirea trebuie să fie urmat de un proces în care în fiecare zi cel botezat să se apropie de Domnul Iisus Hristos. Așa de mult am iubit pe unii tineri din Paris care îmi spuneau, ceea ce îmi doresc cel mai mult este să mă apropiu de Domnul Iisus Hristos. Nu mai am prieteni din România, spunea unul. Nu mai am oameni care să mă înconjoare cu rugăciunile lor de cât de departe, deși rugăciunile trec dincolo de granți. Dar spunea el, ceea ce îmi doresc în perioada aceasta cel mai mult este să mă apropiu de Domnul Iisus Hristos. Îți dorești altceva, dragul meu? Dacă îți dorești altceva, n-are sens. Dacă îți dorești altceva din lumea asta și dacă alte priorități ți-au acaparat mintea, gândurile și viața, atunci în seara aceasta e nevoie de o schimbare. Tu nu mai ești poștașul lui Dumnezeu, tu porți scrisori din partea celui rău, tu dai luptele lui Satan și nu realizezi, tu dai luptele celorlalți din partide și de alt gen. Ascultă-mă în această seară, tu ai voie să dai doar luptele lui Dumnezeu. Și luptele lui Dumnezeu înseamnă să te lupți în primul rând cu propriul tău eu, să mă lupt în primul rând cu propriul meu eu. Asta înseamnă în fiecare zi să realizez că există lucruri pe care trebuie să le corectez din viața mea. Există domenii în care trebuie să cresc în prezența lui Dumnezeu. Sfințirea este un proces care începe în momentul convertirii și se termină, sau mai bine zis, se întrerupe în momentul în care ți se oprește inima și mai apoi continuă în cer în prezența lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi vom fi poștașii lui Dumnezeu numai dacă avem caracterul lui Dumnezeu. Nu poți să reprezinți poșta română dacă n-ai o vestimentație regulamentară. Nu poți să fii poștaș cu adevărat dacă nu ai o recomandare din partea unei agenții cel puțin. Nu poți să fii. Dacă vrei să fii poștașul lui Dumnezeu, trebuie să ai o recomandare din partea agenției cerești, din partea lui Dumnezeu. Și chiar acum Dumnezeu trimite scrisori. Chiar acum Dumnezeu îți împarte scrisori în viața ta și îți spune, acolo ai greșit, dincolo trebuie să corectezi. Viața ta trebuie să fie mai profund, aproape de Domnul Iisus Hristos. Pentru că ești chemat și sunt chemați noi amândoi să fim poștașii lui Dumnezeu. Să purtăm scrisorile Domnului și nici măcar un cuvânt din partea lui Satan. Să mergem și să promovăm și să practicăm sfințirea și întotdeauna să ne apropiem de Domnul. Tot mai mult în fiecare zi. Și în al treilea lucru cu care vreau să închei, trebuie să practicăm slujirea. Observați că Domnul Iisus Hristos, ai fi zis, El doar predică Evanghelia. El este un propovăduitor, un evanghelist ca nimeni altul, de excepție. Da, când predica El, mulțimile uitau de problemele lor, cum se spunea aici, noroadele îl căutau. Uneori mergea să fie singur în pustie, pentru că spune mai departe Evanghelia după Luca, acolo avea momente speciale ca om în care stătea în prezența Tatălui, în care se ruga. Și apoi veneau oamenii să-L caute, disperați, nu mai știau ce să facă, noroadele îl căutau, tip în care alții, cu câteva versete mai sus, îl aruncau de pe sprânceanea munt. Observați cum sunt oamenii, cât sunt de schimbători și de deficitari atunci când e vorba de Iisus Hristos, de lucrarea Lui. Unii te aruncă de pe sprânceana muntelui, alții te caută, nu te intereseze asta, să te intereseze să fii poștașul lui Dumnezeu care să faci doar bine. Ne spune Biblia, predica, ducea învățătură în sinagoga din Capernaum, iar mai apoi ne spune cuvântul Domnului,
după ce toți au fost cuprinși de spaimă și s-a dus vestea despre el și doar despre el trebuie să se ducă vestea, pentru că chiar dacă noi tindem să fim poștași ca și poștașul Domnului Iisus Hristos, noi nu putem să ajungem la înălțimea Lui, noi nu putem să mustrăm orice duh decât să-L întrebăm pe Dumnezeu dacă este duhul acela pe care Dumnezeu vrea să-L scoată în momentul acela din viața unui om. Noi nu putem să acceptăm să se ducă vestea despre noi cine suntem noi, nu. Noi suntem doar poștași, noi suntem oameni simpli, vestea trebuie să se ducă despre El, Domnul Iisus Hristos. Hristos, lăudat fie numele Lui. Ne spune Biblia, după ce a ieșit din sinagogă, ai fi zis, trebuie să, ducă, să se ducă să ia o masă caldă. Măi, Petre, nu te mulțumește faptul că ți-a predicat Iisus? Nu te-a impresionat faptul că Iisus Hristos a predicat ca nimeni altul și că a scos un duc necurat din sinagogă, că a făcut o eliberare, o exorcizare? Nu te mulțumește asta? Ne spune Biblia, după ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Observați, după ce plecăm de aici, Iisus vrea să intre în casele noastre. Amin? Simon era cu Iisus Hristos în sinagogă, dar nu l-a mulțumit asta. Știa că acasă, știa că undeva departe există o persoană care are nevoie, are nevoie de prezența Lui. Are nevoie de o nouă scrisoare instantă, de o scrisoare care să fie materializată prin vindecare. Și spune Biblia, a intrat în casa lui Simon, soacra lui Simon era prinsă, da? Era prinsă de friguri mari. Și ce face poștașul Simon? Pune o scrisoare. Se apropie de Domnul Iisus Hristos și zice, împreună cu ceilalți, observați câtă unitate între ei, spune Biblia, l-au rugat pentru ea. Cum să se mai roage soacra lui Petru? Că dacă încerca să spună niște vorbe, făcea așa, tremura, era prinsă de friguri, era prinsă de depresie, de fobii, teamă, tot felul de frici au înconjurat-o. Și Iisus a ajuns în casa ei și totuși nu s-a întâmplat nimic, dar existau acolo niște poștași, niște oameni care spuneau, noi nu doar trebuie să ducem mesaje de la Domnul Iisus Hristos, ci noi trebuie să ducem rugăciuni pentru oameni către Domnul Iisus Hristos. Noi nu mijlocim ca și Domnul Iisus Hristos, nu, noi suntem doar cei care ne rugăm. L-au rugat pentru ea. Nu știu pe cine ai acasă, nu știu pentru cine trebuie să te rogi. Știu că Duhul Sfânt uneori pe unii de aici scoală noaptea pe la 3-4 dimineața și le spune, ridică-te din pat și lasă somnul și roagă-te pentru persoana aceea care este în Noua Zeelandă, care este în altă țară. Ridică-te atunci, tu trebuie să te rogi pentru ceilalți. Tu nu spune, o, păi soacra mea totdeauna îmi pune bețe în roate. Nu, tu roagă-te pentru ea, tu roagă-te pentru cei care sunt acasă și care nu au întâlnire personală cu Iisus Hristos. Se întâmplă o minune. Domnul Iisus Hristos, se spunea deja, se va pleca spre ea. El nu este doar un învățător care excelează, El nu este doar un predicator ca nimeni altul, ci este un om, un poștaș care acum dă o scrisoare faptică. Nu zice nimic, nu zice nimic. Spune Biblia, El s-a plecat spre ea, a certat frigurile. N-a certat-o pe soacra. De ce n-ai venit la biserică? De ce stai la TV? De ce stai pe internet pe satul murdare? De ce faci asta? De ce? Nu, ne spune Biblia, prin Duhul Sfânt, omul și Domnul Iisus Hristos a certat duhurile. Cere-i Domnului Iisus Hristos autoritate. Nu să te cerți cu băiatul tău care merge prin club, ci să cerți duhurile care sunt, cele care îl împing să meargă acolo. E adevărat că trebuie să-i dai o educație corectă, dar când au ajuns la vârsta în care nu mai poți să-i conduci, cearta nu are nicio eficacitate. Tu trebuie să stai în prezența lui Dumnezeu. Roagă-te, lasă ca genunchii tăi să fie bătătoriți de rugăciune în prezența Domnului. Dacă vrei să-l schimbi pe partenerul tău de viață, nu te certa cu el, cearta nu schimbă nimic, doar amplifică problemele. Stai în prezența lui Dumnezeu și spune lui Dumnezeu tot. Roagă-te pentru el, roagă-te pentru ea. Vezi un domeniu în care există o greșeală, există o pată, există ceva care nu-ți place și care știi că nu este biblic, nu te certa, asta nu este o soluție, ci doar în rugăciune, ceartă duhurile care au venit peste persoana aceea. Și mai dau un sfat. Nu spune niciodată în fața unei persoane că este posedată. Nu spune că a venit un duh, chiar dacă a venit. Spune doar în rugăciune. Spune doar în rugăciune. Pentru că dacă spui cu voce tare lucrul acesta, n-are nicio putere. Dar dacă rugându-te spui lucrul acesta, se întâmplă minuni.
frigurile vor dispărea, pentru că Domnul Iisus Hristos are toată puterea în cer și pe pământ. Apoi și soacra a început să slujească, pentru că și ea a devenit un poștaș al lui Dumnezeu, a început să facă masa, să slujească cu multă pasiune, și fie ca Dumnezeu să ne ajute pe noi toți care suntem aici să fim poștașii lui Dumnezeu și doar ale Lui. Amin. Mulțumim fratelui Caleb pentru mesajul pe care l-a adus, Domnul să îl binecuvinteze. Vrem să ne rugăm, Domnul, pentru aceste cauze care s-au scris aici. Le aducem înaintea Domnului, așa cum Simon Petru a dus pe mama soacră înaintea Domnului. Și de mult îmi place versetul care relia Marcu în capitolul 1, spune că soacra lui Simon zicea în pat, prinsă de frigul, și îndată a vorbit lui Iisus despre ea. Adică imediat. La sinagogă l-a rugat pe Domnul, te rog vină la mine acasă. Și cum o vim în obiceiul, când la început, când vin musafirii în casa noastră, mai întâi masa, nu? Vorbim cu musafirii, vă rog că ocupați aici un loc, imediat am să vă servesc. Spune Biblia că imediat, îndată, Petru a vorbit lui Iisus. Doamne, înainte de a mânca ceva, vrem să facem rugăciune pentru socra mea. Nu știu, poate era în altă cameră, nu știu cum era camera sau ce casă avea Simon Petru, dar l-a rugat pe Domnul să atingă de ea. Și mai întâi a fost vindecarea și apoi masa. Întrebarea care o pun eu în această seară. Spune Biblia că în casa lui Simon Petru era vindecare, nu? În casa fariseului, știți că Iisus a intrat în casa fariseului? Acolo era judecată. Pentru că era acolo o femeie care s-a apropiat de Domnul, păcătoasă, plângea, ștergea picioarele cu lacrimile, își ștergea picioarele cu părul capului și spunea fariseul despre Iisus, dacă ar ști omul acesta că cine este această femeie. Deci fariseul judeca, în casa fariseului era judecată. Într-o altă casă din Scriptură spune Biblia că în casa lui Zacheu, acolo era mântuire. Zacheu stă de vorbă cu Domnul și spune în final, Zacheu, de astăzi înainte jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă n-am postuit pe cineva am să-i dau înapoi împetit. Spune Domnul, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Iată că în casa lui Zacheu era mântuire. Într-o altă casă din Biblie găsim în casa lui Avram sau în cortul lui Avram spune că se primea oaspeți. În Genesa capitolul 18. Ce har! Este un har să putem primi oaspeți, pentru că Domnul iubește casele unde se primesc oaspeți. Într-o altă casă găsim că în casa lui Iosua, de exemplu, din cartea Iosua 24, spune că în casa mea, eu și casa mea vom sluji. În casa lui Iosua se slujește. Într-o altă casă din Biblie găsim noi că se făcea lucruri frumoase în casa lui Corneliu, de exemplu, spune Biblia că acolo se predica Evanghelia, acolo era rugăciune și în casa lui Cornelu era botez cu Duhul Sfânt. Ce frumos! Câte case frumoase găsim în Biblie. Și am vrea să ne punem acum noi întrebarea, oare în casa mea ce este? Este vindecare? Este prezența Domnului Iisus în casa noastră? Este în casa noastră primire de oaspeți? Este mântuire ca și în casa lui Zacheu? Să nu fie casa în care să judecăm ca și în casa lui Simon Fariseu, ci să fie în casa în care să fie vindecare, primire de oaspeți, să fie rugăciune, să fie botez cu Duhul Sfânt, să se vizitească Evanghelia. Doamne, binecuvintează casele noastre. Așa ca și în casa lui, unde a fost vindecare. Nu vrea să fie furtună, nu vrea să fie boli și suferințe, vrea să fie mântuire, ar vrea să fie rugăciune și botez cu Duhul Sfânt. Dar dacă Domnul le îngăduie și suferința, noi să rugăm pe Domnul ca și Petru, Doamne, dacă ești în casa mea, vindecă-mi copiii, vindecă-mi soția, vindecă-mi copiii care nu te cunosc pe tine, care sunt îmbibați poate de tutun, poate sunt îmbibați de alcool sau de alte lucruri mai grele. Doamne, vindecă-mi copiii. Și Iisus spune că s-a atins de soacra lui Petru și a tămăduit-o. Și ca rezultat a vindecării, imediat, spune fratele Caleb, spune Biblia, că această mamă, soacră, s-a ridicat în picioare și a început să le slujească. Deci aceasta dovada vindecării.
Imediat s-a văzut dovada vindecării. Noi poate spune, Domnul ne-a vindecat, dar suferința încă este în trup. Sau declarăm, Domnul te-a vindecat, soră, te-a vindecat, frate. Uite că trebuie să dovedim că ne-a vindecat. Uite, această soacră a dovedit că a fost vindecată prin slujirea ei. Doamne, îți mulțumim de tot ceea ce ne dăruiești. Dar mai cu seamă, vrem ca să rămâi în casele noastre ca Domn stăpân și mângâitor. Ne ridicăm în picioare și vrem să citim aceste cauze care frații le-au citit, care frații le-au trimis. Biserica este datoare și trebuie să roage pentru toate cauzele și le aducem înaintea Domnului ca Dumnezeu să dea biruință. Vă rog în numele Domnului să faceți o rugăciune pentru mine și pentru familia mea, ca Dumnezeu să se îndure de noi, să ne dea putere, biruință la cauzele ce noi le avem înaintea Domnului, scrie sora Ana. Domnul să răspundă la toate aceste cauze. Frații mei, vă rog o soră să faceți o rugăciune pentru ea că se simte rău. Este neliniștită și nu se poate concentra. Domnul să îi dea putere să se poată concentra la lucrurile frumoase și să-i dea o minte agere și sănătoasă. Vă rog să vă rugați pentru o femeie bolnavă de cancer care a spus că dacă Dumnezeu o va vindeca, se va întoarce la El. Bine că a spus că se va întoarce la El, dar poate era mai frumos spune, eu vreau să mă întorc la Domnul indiferent cum va lucra Dumnezeu. Mai întâi să îmi mântuiască sufletul și apoi și trupul aș dori. Dar Domnul va asculta și această rugăciune, pentru că biserica se roagă ca Dumnezeu să o mântuiască și să o vindece. Facă-se voia Domnului în dreptul acestei surori, acestei prietene. Iubite adunare, vă rog, Domnului, să vă rugați pentru fiica mea, Lorena, de un an și 11 luni, căci este bolnavă. Ca Dumnezeu să se îndure de ea și să-i dea vindecare. Ne scrie tăticul, Doamne, te rog să te atingi de micuța Lorena, care este bolnavă, dăruiește-i vindecare. Păi ne rugăm pentru fratele păstor, pentru fratele Teo Omelco, care ne-a rugat pentru el, săptămâna aceasta a fost operat, a avut întâlnire chirurgicală, este păstor în biserica lui fratele Brie din Sibiu, soția lui este Roxana, am văzut aici mai devreme biserica cu cei trei copii. Ne rugăm pentru fratele Teo ca Dumnezeu să-și atingă de trupul lui și să-i dea o vindecare grabnică și completă, pentru că este bolnav, are o durere foarte, foarte durere mare de spate, a fost operat. Domnul să se atingă de trupul fratelui Teo și să-l vindece, și de familia lui, de soția lui și de copilașii lui. Ne rugăm pentru fratele Vasile, care va veni, fratele Vasile Bojor, care va veni în Germania, probabil noaptea aceasta sau mâine dimineață, Domnul să îl călăuzească, să fie cu el pe avion, să ajungă cu bine acasă. Apoi ne rugăm, în a doua parte a rugăciunii, pentru o tânără din biserica noastră, cu numele de Lavinia Chiș, este aici lângă noi, care va pleca și ea în Australia. Iată că alții vin în Australia și alții se duc în Australia. Domnul să fie cu Lavinia în călătoria ei spre Australia, va pleca să se întâlnească cu fratele ei, cu fratele Silviu și cu rudenile. Dumnezeu să fie cu ea la plecare și la sosire și înapoi spre casă. Pentru un timp, nu știm timpul când va fi, cât va dura, dar vrem ca Domnul Iisus Hristos să fie cu ea acolo, în călătorie, pe avion și în Australia. Dumnezeu să o binecuvânteze pe sora Lavinia. Deci prima parte a rugăciunii ne rugăm pentru bolnav, pentru cauze, și a doua parte a rugăciunii ne rugăm pentru sora Lavinia Chiș, ca Dumnezeu să o binecuvânteze și să dea biruință în călătorie, la plecare și la venire. Cu toți ne închinăm înaintea Domnului, iar în final fratele presbiter, fratele Gavrilă Nechifor va continua și va lua aceste cauze și le va ridica înaintea Domnului. Dumnezeu să lucreze în dreptul acestor cauze. Amin. Te binecuvântăm, Tată Ceresc, și îți mulțumim pentru că Tu ești Cel care ne-a dat biruință, putere, ca să putem să stăm în prezența Ta, Doamne, să fim oameni care să ducem scrisori binecuvântate, scrisori de pace, scrisoare, Doamne, în care oamenii, prin cuvintele noastre,
Și înaintea ta au fost aduse aceste cauze. Atunci când erai pe pământ, am găsit scris în cuvântul tău că puterea Domnului era cu tine să vindeci. După ce ai pătimit și ți-ai dat viața, ai frânt puterea diavolului și ai ieșit biruitor. Și ai declarat și ai spus că toată puterea ți-a fost dată în cer și pe pământ. Noi credem asta, Doamne, și de aceea venim la Tine cu problemele acestea. Indiferent de natura lor, știm că ai autoritatea și puterea rezolvării lor. De aceea o cerem, Doamne, ca să o faci și în seara aceasta, în dreptul fiecărei cauze în parte. Tu cunoști nevoile fiecăruia, de aceea potrivit cu voia Ta, potrivit cu planul Tău de mântuire, Doamne, să lucrezi în dreptul fiecărei cauze. Ne rugăm frumos, Doamne, pentru întreaga biserică, ca în dreptul fiecăruia să Te oprești prin Duhul, Doamne, și să lucrezi. Te rog să ai în vedere călătoria pe care această soră o are de făcut. Fie ca ea să fie sub privirile Tale, Doamne, să fie sub călăuzirea Ta, să fie sub protecția Ta, să fie sub binecuvântarea Ta. Doamne, Te rog să ai în vedere întreaga biserică. Mulțumim pentru seara aceasta, pentru prezența Ta. Mulțumim că Ți-ai ținut promisiunea, ne-ai onorat cu prezența Ta. Mulțumim de sfaturile Tale. Doamne, așează-le în inima și mintea noastră și dă-ne putere să trăim cuvântul Tău. Te rog să fii cu noi în familiile noastre, în săptămâna care urmează și în toate activitățile, fii înainte mergătorul nostru pe cale. Ia-ne de mână, călăuzește-ne cu sfatul Tău, fă-ne să fim, Doamne, lucrători împreună cu Tine. Tu să Te folosești de noi după voia Ta, spre gloria numelui Tău. Pentru toate noi îți mulțumim și slăvim numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile pentru câteva momente. Mulțumesc Domnului pentru această seară, după masă binecuvântată, pentru harul binecuvântat, pentru tot ceea ce aici s-a înălțat, am înălțat numele Domnului, de aceea îl glorificăm și îl binecuvântăm. Apoi frații care au slujit din cuvânt, în cântare, tineri care au slujit în cântare, Dumnezeu să-i binecuvânteze corul, și toți care v-ați rugat, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Marți seara avem seara de rugăciune, vă invităm din nou la Casa Domnului. Așa cum spuneam dimineață, duminică, data de 16 februarie, care vine, duminică, care vine dimineață, prima parte vom avea rugăciune, iar a doua parte vom avea alegeri de comitet. Este tot din 4-4 ani, așa este statutul de organizare a cultului binecostal, tot din 4-4 ani se alege comitetele bisericii, deci vă rugăm să veniți duminică dimineața toți membrii bisericii pentru a fi prezenți aici, pentru a vota. Pentru că numai odată la 4 ani putem vota, de aceea este bine să participăm toți membrii bisericii. Până marți seara, dați-vă mână de binecuvântare, binecuvântați-vă unii pe alții și noi vă dorim o noapte binecuvântată și o săptămână plină de binecuvântări. Amin.